ce cu traseul. Până aici din Podiș sus, care e prima oară crezi că e muntele tot, dar nu e. Ai doar urcare. Am văzut că nevastă mea o ia înainte. Am zis, bă, asta e pică. Merge așa. Și am ținut până sus. Acolo la lanțurile alea și era și un vibe foarte fain. Erau foarte mulți croați, francezi și toți râdeau, deci râdeau în hoburi, oamenii erau grupuri mari, mă ajutau, îmi dau mâna, parcă eram toți o familie, eram toți împreună, o comunitate și s-a zburut super frumos. Și cu stâncile alea, toate așa de bine așezate, zici că erau perfecte ca să fie perfecte pentru oameni, chiar să meargă. Adică, nu știu, parcă Dumnezeu nu mi-a pus pietrele alea lumea pentru noi ca să ajungem acolo. Mi se pare atât de perfect pus. Și nu era așa o adrenalină, mă simțeam în siguranță. Tot drumul ăsta în siguranță. Erau grupurile alea mari și oamenii care m-au făcut să mă simt că chiar sunt în siguranță. I'm higher. A fighter.
am ajuns la vârful galben. Ce mai bun cafea. Am zis că nu mai pot să mă rog. Era foarte solicitant după aceea mers și coborâi. Și când am văzut vârful ăla, unde am fost la Moldovan, a fost super. O senzație foarte mișto. Știi că am fost acolo sus și m-am închinuit și apoi am văzut că de sus așa. Și era tot frumos. Lacul Galben, chiar a fost o pauză foarte bună după tot efortul, toți eram așa obosiți, unii au intrat și cu picioarele în apă și chiar a prins bine și a fost așa o pregătire pentru ce urma la coborâre, chiar a fost bine că am oprit și acolo. Puțin din coborârea cu coborârea. Mi s-a părut, mi se prea fan așa, că sari, că parcur, că depășești una alta, dar te plictiseai la un moment dat și spre sfârșit mi s-a cam piat hype-ul. Am picioare rupte, dar ce pot să zic, mi-a dat un interes să mai merg în ziua.